Dragi prieteni, ne bucurăm dacă continuați să rămâneți alături de noi. Am intrat în luna martie. A trecut aproximativ, chiar mai mult, de un an de zile de când omenirea întreagă, tot pământul a intrat într-o criză globală. Cred că criza aceasta a fost profețită de Dumnezeu prin prorocul Isaia în capitolul 32. Ea cumva ajunge parcă la final, chiar dacă noi nu înțelegem până la urmă cum ea se va încheia sau în ce ea va trece, mai bine zis, fiindcă mulți presupun că totuși criza aceasta, pandemia aceasta, virusul acesta va continua să rămână încă pentru mult timp, totuși va fi o schimbare globală care trebuie să o așteptăm, trebuie să apară și ea ține în mare parte de lumea spirituală, desigur. Continuăm să rămânem în studierea legii lui Dumnezeu, suntem în cartea Deuteronom, astăzi suntem în capitolul 18. Și dacă ne gândim, sincer, dacă ne gândim, Dumnezeu în marea lui bunătate și dragoste față de om, El a dat legea sa ca să ne împlinească doar nevoile noastre, în adevăr. Doar el este singur în felul legii care a scris-o. El este desăvârșit în felul lui de a fi. Legea aceasta este desăvârșită ca și el. Și când ne-a dat-o, el a dat-o de fapt pentru binele nostru, nu pentru el. El o trăie și așa și așa. În cer întotdeauna împărăția lui a existat și nu a dispărut niciodată. Totuși, prin legea lui, Dumnezeu ne-a arătat de asemenea ce el iubește, ce nu iubește, ce preferă, ce nu preferă și cum trebuie să slujim lui ca să fie după placul lui. La rândul nostru, noi toți am zis, nu, ci vom face mai bine. Și toți am adus o listă întreagă, cu toți, o listă întreagă de lucruri și lucrări pe care noi le-am considerat, o listă întreagă pe care noi le-am considerat că îi va aduce mai multă slavă lui Dumnezeu, numai că, din păcate, niciun punct din lista noastră nu coincidea cu cele care erau în lista lui Dumnezeu. Știți, se aseamănă puțin cu căsătoria, un fel. Când soțul îi zice soției, draga mea, uite cam ce-mi place, ce eu iubesc, ce nu iubesc, ce prefer, ce nu prefer. La rândul ei, soția zice, nu, dragul meu, tu nu știi ce-ți place. Eu, de fapt, sunt cei care o să-ți spun și să-ți placă, ce iubești și ce nu iubești. Ce ar fi trebuit să facă Dumnezeu în istoria omenirii când noi am procedat în felul acesta? Cu siguranță, ce a spus. S-a întors de la noi, ne-a lăsat de voia minții noastre să ne facem ce noi credem că era bine până se va împlini numărul celor care vor accepta și vor face după cuvântul lui. În final, când se întoarce Domnul, cei care au făcut voia lui Dumnezeu după cuvântul lui, înviază sau sunt transformat și abia atunci ceilalți se trezesc din somnul lor și înțeleg tragedia care a avut loc. Dumnezeu a instaurat, nu unele exemple numai din ceea ce am descoperit deja din Deuteronom. Dumnezeu a instaurat perioadele și sărbătorile din aceste perioade care să fie în cinstea lui Dumnezeu, care trebuiau să fie unicele, pentru tot poporul, pe tot pământul acesta. La fel, Dumnezeu a arătat care să fie și cum trebuie să fie jertfele noastre care să fie aduse în cinstea lui. La fel, Dumnezeu a instaurat și ne-a arătat cine poate să-i slujească, cum poate să-i slujească, fie în cuvânt, fie în rol, fie în altă slujire în cinstea Lui. Toți noi ne-am făcut ce am vrut noi și ne-am instaurat standardele noastre în toate domeniile. De aceea, adunarea lui Hristos de astăzi nu mai are nimic din ceea ce este după voia lui Dumnezeu. Toate, fără excepții. Astăzi vorbim din capitolul 18 vorbim despre slujitorii în adunările lui Hristos. Cred că este unul din lucrurile pe care astăzi nu este posibil de schimbat până la întoarcere sau până la venirea Domnului Iisus. Însă, anume de acest factor depinde schimbarea în adunările lui Hristos. Slujirea, sau mai bine zis, slujitorii în fruntea adunărilor lui Hristos trebuiau să fie din numărul celor născuți din nou și chemați de Hristos pentru această lucrare. Drept că astăzi toți vor pretinde sau pretind că sunt născuți din nou și sunt chemați de Hristos și pus în această lucrare. Până la urmă, cine ar putea să dovedească că nu este așa, să dovedească opusul? De aceea și atât de mult avem nevoie de acea zi pe care Dumnezeu a profețit-o prin Maleahe și veți vedea din nou atunci
Cu alte cuvinte, acum nu putem să vedem încă. Abia atunci vom vedea deosebire dintre cel neprihănit și cel nelegiuit și deosebire dintre cel ce slujește lui Iehova și cel ce nu-i slujește. Dar aceasta va avea loc numai în ziua Domnului Iisus. Din păcate, noi astăzi nu putem face absolut nimic cu aceasta. Totuși, astăzi vorbim despre moștenirea preoților. Orice credincios care a gustat din bunătatea lui Dumnezeu așteaptă moștenirea cea veșnică. De cel mai multe ori, moștenirea veșnică este legată de viața veșnică sau de multe ori, sau mulți, de asemenea, o leagă și de moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Totuși, moștenirea pentru cei care vor intra în viața veșnică va fi foarte diferită. Și tema aceasta este largă și astăzi nu vorbim despre această temă. Totuși, astăzi vorbim puțin despre moștenirea preoților. Cum? Poporul lui Dumnezeu este format din 12 seminții duhovnicești sau spirituale. Dacă vă pui la îndoială aceasta, cercetează Apocalipsa capitolul 7 și Apocalipsa capitolul 14, nu numai, dar acolo se vede mai evident aceasta. Dar din aceste 12 seminții, numai una este cea care formează slujitorii împărăției lui Dumnezeu. Cine sunt acești preoți? În înțeles spiritual. Imaginea preoților este descrisă prin seminția sau prin seminție firească a lui Levi. Ca urmare vine și Aaron. Din scrierile apostolului Pavel putem vedea că sau este clar spus că preoția veșnică nu ține de seminție sau de spița neamului firesc, ci seminția preoțească este formată din cei care vor fi găsiți, și o frază cheie care o repetăm de multe ori astăzi, care vor fi găsiți îmbrăcați cu Hristos, care este marele preot. Și, foarte important, îmbrăcarea cu Hristos nu ține numai de credința în El. Încă din Exod, prin Moise, Dumnezeu spune ca Aaron și toți cei care se trag din Levi să nu aibă parte de moștenire la împărțeala pământului Canaanului. Sigur că aceasta a avut loc în formă firească, însă porunca aceasta și promisiunea aceasta ține de moștenire veșnică, adică de toți cei care vor avea imaginea Domnului Iisus la înviere. Ei nu vor avea parte de moștenirea împreună cu tot poporul, fiindcă moștenirea lor va fi însăși Dumnezeu. Și iată cum spune Dumnezeu în capitolul 18, primele două versete. Preoții, leviții și toată seminția lui Levi nu vor avea parte de moștenire în Israel. Ei să mănânce din jertfele mistuite de foc în cinstea Domnului care sunt partea lui. Nu vor avea moștenire între frații lor. Iehova este moștenirea lor, cum le-a spus. Moștenirea veșnică promisă de Dumnezeu pentru tot poporul este pământul întreg. Ezechiel, capitolul 47, 48, puteți observați, să vedeți aceasta. Preoții, vorbim de preoție veșnică, nu au parte la moștenirea poporului, ci Dumnezeu este moștenirea lor. Ei moștenesc lumea spirituală. Ei sunt cei care vor sluji și slujesc în templu sau în împărăția lui Dumnezeu. Mâncarea lor ca parte de moștenire este. Sunt o parte din jertfele aduse de popor lui Dumnezeu. Jertfe, nu-i așa? Mâncarea lor. Jertfele poporului sunt duhovnicești, de aceea în interpretarea și în înțelesul lor trebuie să le înțelegem în înțeles duhovnicești, fiindcă ele sunt parte de moștenire a preoților și moștenirea aceasta este veșnică. Preoții despre care vorbim sunt fiul sau fiii și vom vedea mai degrabă de ce sunt fiul și fii și ambii termeni, cât la singular, atât la plural, este adevărat și se găsește în Scriptură cu referire la unii și aceiași persoane. Adică preoții despre care vorbim sunt fiii, fiii lui Dumnezeu care intră în moștenirea tatălui lui sau tatălui lor. De aceea promisiunea aceasta se referă la cei din credincioși care vor fi găsiți, identificați cu Domnul Iisus la prima înviere. Iată ce spune Domnul prin versetul 3, 4 și 5. Iată care va fi dreptul preoților de la popor. Cei ce vor aduce o jertfă, fie bou, fie miel, să dea preotului spata, fălcele și pântecele. Să-i dai cele din tâi roade, din grâul tău, din mustul tău și din unde lemnul tău și pârga din lână oilor tale. Căci pe el l-a ales Domnul, sau Iehova Elohim, dintre toate semințele ca să facă slujba în numele lui Iehova, el și fiii lui în veci. Toate elementele sunt simboluri cu înțeles spiritual. Absolut toate.
Boul și milul, deja de mult înțelegi că este vorba de unii credincioși născuți din nou. Spata fâlțile și pântecele. Spata. În ebraică este zeroah. Și în înțeles, sau în scriptură se găsește mai mult de 90 de ori. Zeroah, ca traducere, este mușchiul de la spate, însă, de majoritatea cazurilor, sau în majoritatea cazurilor în scriptură, se întâlnește cu înțeles figurativ și înseamnă putere, forță sau sprijin. De exemplu, iată în ce formă se folosește cuvântul acesta în Deuteronom 26:8. Și Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare și cu zeroah, braț întins, cu arătări înfricoșătoare și semne și minuni. În majoritatea cazurilor, cuvântul acesta este în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu, poporul lui, și vorbește despre puterea și susținerea sau sprijinul lui Dumnezeu pentru popor. Dar ce are aceasta de a face cu jertfele, nu-i așa? În veacul în care intrăm, vorbim despre fii, vorbim despre ceea ce poporul îi dau preoților în veacul în care intrăm, sau în vecii vecilor. În veacul în care intrăm, toți din poporul lui Dumnezeu vor da fiului sau fiilor puterea, autoritatea și sprijinul lor. Fiii au întâietate în toate lucrurile. Fiii sunt cei, din nou, repetăm fraza aceasta, fiii sunt cei care la întoarcerea Domnului Iisus vor fi demni, și folosim deja niște cuvinte care le folosește Domnul Iisus, vor fi demni de prima înviere. Ei vor fi ca Domnul Iisus dacă, sau cei care vor fi găsiți îmbrăcați cu Domnul Iisus la întoarcerea Lui. Fălțile, da, o parte din jertfele care sunt aduse și aparține preoților. Fălțile. În ebraică este lehi. Se traduce ca fălțile, obrazul sau mandibula. De majoritatea cazurilor și cuvântul acesta în scriptură se folosește în forma lui figurativ. De exemplu, în Isaia 50:6, iată cum este, în ce context se găsește acest cuvânt de majoritatea cazurilor. Mi-am dat spatele înainte celor ce mă loveau și obrajii. Înainte celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuiperi. Apropo, Dumnezeu vorbește despre sine. Înțelegeți că nu poți să lovești o persoană spirituală pe obraz. De asemenea, mi se pare că fraza aceea se găsește la Maleahi, în care sună în felul următor. Împăratul lui Israel a fost lovit peste obraz. Înțeles? Duhovnicia sau spiritual. A avea obraz. În limba română, probabil că mai ușor putem să o înțelegem, fiindcă se folosește deseori. A avea obraz este o persoană cu o purtare bună. Tu nu ai obraz, adică vorbește că o persoană se poartă obraznic, necuvincios, om fără obraz. De fapt, obrazul, dacă mai pe scurt, obrazul este un simbol al purterii credinciosului. Obrazul este un simbol al purterii credinciosului. De aceea, să-i dai falca preotului. În veacul în care intrăm, fiii vor fi cei care vor modela felul de purtare și felul de viață a celor din poporul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, purtarea poporului în veacul în care intrăm, datorită că va fi modelat, va fi învățat de fii, poporul nu va mai fi dat de rușine înaintea la lumea întreagă, datorită la purtare și la faptele pe care poporul lui Dumnezeu astăzi îl are. Și este o purtare și niște fapte care îl fac de rușine pe Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu vor aduce adevărul lui Dumnezeu curat, neamestecat, și tot poporul va ajunge să aibă o cultură după toate standardele legii lui Dumnezeu. Purtarea și viața poporului în sfârșit va ajunge după tot adevărul lui Dumnezeu. Apostolii au vorbit mult despre purtarea credincioșilor, care trebuia, și apostolii zic aceasta, trebuia să fie o dovadă evidentă la o minte și la o gândire transformată după adevărul lui Dumnezeu. Aceasta va fi un exemplu înaintea la toată lumea. Stomacul, următoarea parte din jertfă care trebuia să aparține preoților. Stomacul, sau cuvântul acesta în ebraic, este, și locul acesta este unicul în care găsim acest cuvânt în Vechiul Testament. Care este înțelesul lui veșnic? Probabil că este evident, nu-i așa, dacă te gândești prin Duhul lui Hristos. Dumnezeu poruncește poporului să dai stomacul sau pântecele preotului. Evident că Dumnezeu nu are în vedere ceva firesc. Ce Dumnezeu poruncește? Ca poporul să vină și să fie hrănit de fiii lui Dumnezeu.
Ei trebuie să le umple stomacul spiritual cu hrană spirituală. Apostolii mereu strigau credincioșilor din timpul lor și ziceau: primiți bine acest cuvânt de învățare, spune Apostolul Pavel. Cu alte cuvinte, veniți și luați hrana aceasta și umpleți stomacul vostru duhovnicesc. Apostolul Iacov, de asemenea, folosește o frază și zice: primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Înțelegeți din nou, Apostolul Iacov strigă și zice: veniți la mine ca să vă hrăniți cu hrană spirituală, care să vă împle pântecele vostru și care la rândul lui poate să vă aducă la mântuirea sufletelor. De fapt, apostolii cei ce făceau, ei studiau legea lui Dumnezeu, interpretau sau descopereau adevărul din lege și învățau credincioșii de atunci, punând temele bisericii primare, cum o numim noi astăzi. Ca să parafrazăm aceste trei jertfe, ar suna cam în felul următor. Toți din poporul lui Dumnezeu vor da fiilor cinstea, slava și sprijinul lor. Ei se vor lăsa în sfârșit hrăniți de fiul lui Dumnezeu și ca rezultat purtarea și viața lor va aduce cinste și slavă lui Dumnezeu. Toate neamurile vor vedea lucrul acesta și vor alerga la Dumnezeul lui Israel. Următoarele patru jertfe menționate Dumnezeu în capitolul acesta sună în felul următor: să-i dai cele din tâi roade din griul tău, din mustul tău, din unde lemnul tău și din pârga sau pârga din lână oilor tale. Cele din tâi roade din greu, din mus și din undele. Aceste trei jertfe sunt cele mai răspândite jertfe aduse lui Dumnezeu. Chiar dacă nu aveau animale sau vite pe care să le aducă ca jertfă, neapărat căutau să aducă aceste trei jertfe. Aceste trei jertfe întotdeauna erau aduse împreună. Greul sau făina simbolizează cuvântul lui Dumnezeu curat, neamestecat. Vinul nou sau mustul este bucuria care vine din înțelesul clar a cuvântului lui Dumnezeu, a descoperirii cuvântului lui Dumnezeu. Unde lemnul este simbolul Duhului Sfânt și a roadelor Duhului lui Dumnezeu în credincios. Cum Domnul poruncește să-i dai pârga sau cele din tâi roade din aceste trei lucruri. Haideți să ne uităm. Cele din tâi roade a grâului sau în cazul acesta se folosește cu referire la snopi. Sunt credincioșii născuți din nou datorită cuvântului Tatălui, cuvântul lui Dumnezeu, și care au acceptat vestea bună a împărăției lui Dumnezeu. Hristos este cel din tâi rod pentru Dumnezeu sau cel din tâi snop. Și la venirea lui vor fi identificați sau descoperiți cei care vor fi identificați cu el. Apostolul Pavel spune în felul următor, 1 Corinteni 15: dar fiecare la rândul cetei lui, adică Hristos este cel din tâi rod sau cel din tâi snop, apoi la venirea lui cei ce sunt al lui Hristos, Romani capitolul 16. Interesant, Apostolul Pavel, el când vorbește, de fapt, toată vorbirea lui este plină de legea lui Dumnezeu. El, chiar prin salutarea lui se vede aceasta, el spune prin fraza aceasta: spuneți sănătatea lui Epenet, prea iubitul meu, care este cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Cel din tâi rod din unde lemn. Se vorbește despre credinciosul care are roadele Duhului lui Dumnezeu. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, vorbesc apostolii. La fel, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Nu toți care cred în Hristos vor avea parte din înviere, ci numai cei care au trăit și care au roadele Duhului lui Hristos. Cel din tâi rod al mustului sau al vinului descrie credinciosul care este plin de bucurie ca rezultat a înțelesului cuvântului lui Dumnezeu și trăiește această bucurie. De ce de multe ori apostolii repetă: bucurați-vă din nou și spune de ce să se bucure. Poporul va asculta de fiul lui Dumnezeu și vor împlini în sfârșit toată voia lui Dumnezeu, nu ca astăzi. Toți credincioșii cu roadele plăcute lui Dumnezeu, cu felul de viață plăcut lui Dumnezeu, după tot adevărul lui Dumnezeu, vor fi, ca rezultat la aceasta, vor fi un fel de roadele sau vor fi un fel de jertfe sau parte din jertfă care va aparține fiilor lui Dumnezeu. A patra jertfă care este în lista aceasta, sau a șaptea în toată lista aceasta din capitolul 18, sună în felul următor: pârga din lână oilor tale. Această jertfă vorbește de rezultatul
S-a mai vorbit mai înainte, dar mai repetăm și astăzi, vorbește de rezultatul mustrării, îndreptării și corectării după cuvântul lui Dumnezeu. Adică, ca rezultat la mustrare, corectare și îndreptare, credinciosul trebuie să ajungă la pocăință și la întoarcerea la căile lui Dumnezeu, adică la neprihănirea lui Dumnezeu. Apostolii învață credincioșii ca să-și recunoască păcatele unii înainte altora. Tot este un fel de a să dai un fel lână aceasta altuia. La descoperirea Fiului lui Dumnezeu și ca rezultat la mesajul curat care îl vor aduce, cred că majoritatea din poporul lui Dumnezeu se vor întoarce la Dumnezeu și la toate căile lui. Astfel se face că fiii vor primi de la popor lână care produce sudoare, adică pocăința și îndreptarea căilor lor după neprihănirea lui Dumnezeu. Versetele 6, 7 și 8, Domnul dă o lege prin care arată, din capitolul acesta, care arată că rolul și chemarea de slujitor înaintea lui Dumnezeu nu se pierde cu schimbarea locului de trai. Acest rol și chemare poate fi ruinată prin nelegiuire și păcat, dar nu prin mutarea locului de trai. Versetele 9 până la 14, Domnul poruncește preoților și slujitorilor ca nu cumva să practice sau să copie ceva din practicile religioase din alte culte și religii. În versetul 13 și 14, Domnul cumva sumarizează și zice: tu să te ții totul în totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău, căci neamurile acele pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Nu avem astăzi timpul ca să explicăm mai multe detalii despre acele practici care de mult sunt practicate deja de bisericile evanghelice, nu numai desigur, care au fost copiate din alte culte și religii. Totuși, este important să observăm că devierea bisericilor, că devierea poporului Dumnezeu se datorează faptului sau se datorează slujitorilor care sunt în fruntea adunărilor. Poporul mereu se va trage la stânga, la dreapta, întotdeauna va devia de la căile lui Dumnezeu. Însă slujitorii sunt chemați ca să mențină adunarea lui Hristos în ramele legilor și poruncilor lui Dumnezeu. Încă o profeție din capitolul 18, de la versetul 15 până la 19. Voi citi numai acest text, nu ne oprim la toate versetele, dar puțin menționăm din el. Domnul Dumnezeu sau Jehova Elohim îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Astfel, el va răspunde la cerere pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb. În ziua adunării poporului, când ziceai să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare și să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis: ce auzi ție este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunce. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteala, spune Domnul. Sigur că începutul, cu siguranță că începutul acestei profeții, împlinirea acestei promisiuni sau profeții, s-a început cu întruparea Domnului Iisus. Ea a continuat și după plecarea Domnului Iisus la tronul său și continuă și în zilele noastre datorită Duhului care vorbește și lucrează prin fiii lui. Dar o mențiune. Domnul zice că îți voi răspunde la cerere pe care mi-ai făcut-o la Horeb. Și probabil că ne-am gândit cu toții, nu-i așa? Dar eu n-am făcut nicio cerere la Horeb. Eu, de fapt, nici nu eram la Horeb atunci ca să-l cer ca să vină Hristos, fiindcă numai aceasta vorbește și apostolii. Totuși, vocea celor de atunci a fost și vocea noastră. La Horeb, Domnul prin Moise a dat legile și poruncile lui. Însă prin Domnul Iisus a cerut un proroc. El ne-a descoperit adevărul și harul legilor și poruncilor lui. De aceea apostolii menționează și la faptele apostolilor, apostolul Petru deja strigă și zice: și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. Petru citează cuvintele din lege și din proroci. De ce? Fiindcă Domnul Iisus nu ne-a adus o altă lege. A fapt pentru care erau învinuiți și apostolii, că ei schimbă legea. Așa, pentru aceasta a fost răstignit Domnul Iisus. Domnul Iisus nu ne-a adus alte porunci. Domnul Iisus nu a instaurat alte sărbători.
El, de fapt, ne-a adus adevărul acestor legi și porunci și sărbători și la tot ce a spus Domnul mai sus. Acesta este Cel care vorbește din cer. Și cum El vorbește? Atunci El a vorbit direct către popor. Astăzi, Domnul Iisus continuă să vorbească și să descopere adevărul legilor, poruncilor și a prorocilor, numai că prin cei care sunt puși în fruntea adunărilor Lui. Este vocea Lui. El continuă același mesaj, El continuă același adevăr să-L descopere, numai că prin, așa cum menționează El în Apocalipsa, prin îngerii Lui care stau în fruntea adunării Lui. În legătură cu aceasta, Ștefan face o mărturie pur și simplu fenomenabilă, în care dacă observăm, putem să înțelegem și el vorbește anume despre lucrurile care numai ce am menționat. El zice în capitolul 7. El este, adică despre Moise, el este acela care în adunarea izraeliților din pustiu, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, fiți atenți, a primit cuvintele vii ca să ni le dea nouă. Care cuvinte le-a primit Moise? Care cuvinte trebuia să le primim noi astăzi? Evident, nu e așa. Părinții noștri n-au vrut să-L asculte, adică pe Moise și cuvintele care le-a primit el atunci, ci L-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Cu alte cuvinte, nu au primit legile și poruncile lui Dumnezeu și chiar dacă nu s-au întors fizic în Egipt, în inimile lor s-au întors spre Egipt. Domnul Dumnezeu ne-a dat cuvintele Lui cele vii prin legile și poruncile pe care le-a vorbit prin Moise. Ei atunci, poporul de atunci, nu au ascultat de cuvintele vii a lui Dumnezeu date prin Moise în înțelesul lor direct, dar nici biserica de astăzi nu ascultă de cuvintele vii a lui Dumnezeu în înțelesul lor duhovnicesc. Cum? Repetăm din nou aceeași frază. La întoarcerea Domnului Iisus vor căpăta nemurirea cei care au ascultat de vocea Lui până la a doua Lui venire. Și atunci, cei care vor căpăta, și deja culminația, cei care vor căpăta nemurirea și se vor asemăna cu Domnul Iisus după înviere, se va împlini ceea ce a spus și Apostolul Ioan. Preiubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că El vom vedea așa cum este El. Anume în ziua aceea, profeția aceasta se va împlini cu desăvârșire. Și aceasta, sau aceștia, mai bine zis, care vor intra în această nemurire și care se vor asemăna cu Domnul Iisus, se vor întoarce la popor, vor aduce mesajul lui Dumnezeu și în sfârșit trezirea în popor se va începe. Acum, astăzi, acei proroci și învățători care nu învață după acest adevăr, vor fi șters, nimiciți din mijlocul poporului Dumnezeu. Și ca concluzie pe astăzi. Studiind deja 18 capitole din Cartea Deuteronom și nu numai Deuteronom, desigur, paralel cu aceasta, dar sunt absolut extrem sau sunt extrem de încântat de profunzimea înțelepciunii lui Dumnezeu care a lăsat-o în legea sa. Cu toții noi am fost orbiți de învățăturile, fie ale noastre, fie alte învățături, și totalmente am ignorat și am călcat în picioare toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Însă, totul cu încetul, încetul cu încetul a început să se schimbe. Domnul se întoarce în Sion și totul va fi adus după voia Lui cea perfectă. Deci, nu-ți pierde speranța. În sfârșit vom vedea, împlinindu-se, tot acel bun sau binele pe care Dumnezeu l-a promis, cât ține de poporul Lui, dar cât ține și de pământul întreg, desigur. Fii binecuvântat și să ai o săptămână cât mai binecuvântată. Mulțumim dacă sunteți alături de noi și ne revedem peste o săptămână.